Vă salut, abonați și urmăritorii canalului meu de YouTube. Ieri am făcut un clip despre ce am primit, da? Despre procesor și cooler, da? Ok, acum mi îmi pare foarte bine că un număr foarte, foarte mare dintre voi v-ați dat seama că ăsta e procesorul meu, da? Ăsta e, da? V-ați dat seama că este pamflet, dar dacă vă uitați la descriere, am scris acolo din prima clipă că este pamflet. Bun, dar mie asta îmi pare foarte, foarte bine, cum că mulți, mulți v-ați dat seama și urmăritorii mei, 2-3, care au început să o dea la... Stai așa că nu e așa, că își bate joc de voi, stați că nu știu ce... Aia nu-și văd, nu o să-și vadă comentul pe canalul meu de YouTube, da? Pentru că n-au ce să vor să fie mai șmecheri decât șmecherii, n-au cum. Și atâta vreau să spun, că îmi pare bine că v-ați prins și mulți dintre voi chiar ați ghicit ce procesor a fost. Ia uitați-vă câte procesoare am. Vă dați seama. Și multe le-am aruncat. Ia uitați-vă. Ia. Nu știu, 900 MHz. Iată câte am. Astea sunt... Focalizează. Ia să văd. Așa. Ia să văd. Hai, focalizează-mă. Și ăsta focalizează când vrea el. Ce e ăsta? Ăsta e altceva. 750 MHz. Mamă, aoleu. Așa conțin foarte mult aur. Ia uite. 10202, deci din 2002. Conțin pinii ăștia foarte mult aur. Ia uitați-vă. Da? Ia. Am o grămadă. Mă, dar erau pinii foarte tare. Pinii de conectare erau foarte tare. Nu se îndoiau. Cum se... După s-au făcut... Tot mai subțiri, tot mai subțiri. Bun, nu-i mai subțire, este mai ok, dar... Așa, uite, poți să... Asta, că nu se îndoie. Dar la așa noi, Doamne ferește. Am foarte multe. Semtro. Și tot așa, tot feluri. Da? Și de-aia vă spun, mie îmi pare foarte, foarte bine că mulți dintre voi v-ați dat seama. Eu de ăsta am avut... Primul meu calculator AMD Athlon. Dar nu înțeleg de ce nu... Ba. Un AMD Athlon 1700 plus. Așa era. Și aveam 256 de megabytes DDR. Vă dați seama. În 2001 sau 2002 așa am cumpărat și eu primul meu calculator. V-am mai explicat într-un live sau ceva. Bun. Ia, ăsta ce... Asta e ceva mai nou. Nu știu. 775 ceva. Ăsta e 462, cred că nu mai știu exact. Socheturile am aici, iarăși o grămadă. Iată, pentru laptopuri. Da? Ia uitați-vă. Cu toate astea eu am lucrat. Toate aceste procesoare. Single core, nici nu știu, dual core dacă... Da? Deci astea au fost schimbate, adică am băgat unul mai bun și astea au rămas. De la calculatoare mai vechi, mai... Da. Ăsta cred că e ceva mai... După cum arată. Ma se vede foarte, foarte mic.
Pentium 4. Pentium 3000 MHz. Iată, Intel Pentium din 2010. Malaysia. Da? Deci am o grămadă de așa de procesori. Le țin așa. Au trecut timpul și le-am ținut. Bun, prieteni, cam atât am vrut să vă arăt că am scris, v-am spus în descriere, am scris că este pamflet. Și asta îmi pare foarte, foarte bine că mulți, 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 mulți dintre voi v-ați dat seama. Asta ce procesor e asta? Intel. Xeon. Ah, da, gata, știu ce e asta. Am avut un server și l-am desfăcut. Un Xeon. Și iată, foarte vechi, dar sunt și mai vechi. Așa că nu sunt așa vechi. Anii 2000, ca să spun așa, erau alea Pentium 2, Pentium 1, erau foarte vechi. Dar atunci încă nu mă ocupam cu ele. Bine, sper că ați înțeles gluma mea. Mulți dintre voi ați înțeles foarte bine. Mulți dintre voi chiar ați ghicit. Ce sau ați ghicit, știți că ați lucrat în domeniu și sunteți buni, asta înseamnă ce procesor era. Că bineînțeles, cum să-mi vin așa, să dai 1000 de lei. Deci, în primul rând, după cutie, o văzut. Cine Cicerone, o văzut. Abonat, bun. El o văzut. Cutia, nici unde mi-e asta, da, coolerul. Ia uite. Nici nu știu ăsta, nu mai l-am găsit pe aici, nu mai știu ce 775 sau AMD, nu mai știu ce culoare e ăsta. Eu ce nu mai știu, eu le arunc. Am aruncat cutii întregi, mă, cutii întregi, uita. Eu am acolo, dar am avut două cutii. Vedeți cum e acolo? Și le arunc. Și când se umple, păi ori vin de aia că mă sună de prin Ploiești, Pitești, de pe acolo și le adună și după aia mergeți voi și le cumpărați din piață. Și sau le dau așa la prieteni care le adună și da, nu știu, mă rog. Nu știu, asta chiar că nu știu, dar nu e 1155, 775 sau AM2, AM3. Nu mai știu exact ce de la ce. Dar știu că era bun și de aia l-am pus deoparte. Da. Bine, prieteni. Cam atât și cu acest clip și stăm. Stăm, așteptăm să-mi vină și mie să vedem. Măi, au scris 7-10 zile. Acum, ori pe vineri, o săptămâna viitoare. Deci, e clară treaba, da? Bine, prieteni, bine. Vă salut și ne auzim la alte tutoriale video.